Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să ne jucăm Turmoil, un joc distractiv, single player, multiplayer mai nou. Deci hai să începem, evident că o să începem cu single player-ul. Nu cred că o să joc multiplayer, e cam plictisitor totuși multiplayer-ul, pentru că nu este choose your character. Hai să fim Joshua. Pentru că nu este un multiplayer spontan, să zic așa. Trebuie să aștepți după toată lumea ce și termină mapa și chestii de-astea, deci nu e cine știe ce. La Town Hall aici avem ceva? Nu. Ok, dacă nu știți despre ce este vorba, noi practic, ați văzut dintre alea patru caractere, noi suntem un caracter de acolo, da? Iar, să-ți dau schimb la tutorialul ăsta care nu trebuie. Iar noi ce trebuie să facem este ca din pământul ăsta să luăm cât mai mult petrol, mai mult ca rivalii noștri, cum ar veni, și să facem cât mai mulți bani. După cum vedeți, noi începem toți cu 2000 de bani. Acum, depinde și de noroc, adică pot să sap doar în mijloc pe aici. Hai să dăm skip tutorial să vă arăt. Good job, nu știu ce. Ok, ăsta e primul. Prima dată dăm bidurile pe cele mai bune pământuri. Momentan nu se știu care sunt cele mai bune pământuri, pentru că nu au fost niciunul, nu s-a văzut momentan. O să vedeți cum merge jocul. Și acum ne alegem unul la întâmplare. Așa, cred că ne-a dat din prima unul la întâmplare. Ok, nu ne trebuie absolut nimic. Hai. A, toată lumea are 20.000, dar începem cu 2.000 pe mapă. Bun, pe Space parcă game post, da, dau o pauză. Bun, hai să țin minte pe cât aveam R, S, W. Ok, ce trebuie să facem prima și prima dată? Începem cu băieții ăștia cu D. Îi punem să caute, ei o să scaneze, să vedem dacă avem vreo resursă de petrol. Văd că avem numai fabrica din stânga, acolo putem să vindem, numai acolo momentan. O să avem și una în dreapta. Putem de asemenea parcă X, exact, ca să dăm mai repede și uite, băieții noștri au găsit. În momentul în care a găsit, apăsăm R, se pare, și începe cu o pompă din aceasta și ne ducem cam așa și o să venim și cu niște căluți în caz că găsim ceva, pentru că dacă noi o să găsim ceva, oh, la fix, mamă, chiar la fix, incredibil. Dacă găsim ceva, noi n-avem cum să ținem tot un pompă asta, pentru că la un moment dat nu o să mai avem loc. Ok, hai să mergem mai repede. Ok, a găsit și el. Hai să venim cu o pompă și aici. Sau putem să luăm de aici? Nu cred momentan. Nu cred că am upgrade-ul ăsta. Așa că venim frumos și asta este. Scuze, nu. Uite. Și dacă n-am găsit, mai trebuie să continuăm un pic. Poate mi-l dai mai în față. Ah, sigur! Mai și un centimetru de... It's too short. Na, bravo. Out, cât avem. Hai că-i tare. Mai punem niște căluți. Să vindem. Nu mai vindem pentru că e prea ieftin prețul. Așa că o să facem noi un bazin și o să lăsăm totul aici până se mărește prețul. Adică cam acum. Vindeți tot. Mai punem un căluț pentru bazin. Și haide. Oho, oho. Și uitați, este martie. De ce? M-a lăsat doar până martie? Profit 65 de dolari? Cam ciudată chestia asta. E prima zi, cred că și de-aia, nu m-am uitat la profituri, oricum, vedem aici, cel mai mult a strâns Ricardo. Ideea este că, de ce nu m-ai lăsat, ar trebui să fie un an. Acum cred că, pentru că a fost prima hartă, n-a fost un an, a fost, dar am stat până martie 31, deci vreo 3 luni. Ok, momentan nu avem ce upgrade să facem, nu prea am chef, land action. Hai să... Bun. Deci, Ricardo... Uite, după analizele astea, Ricardo a avut cel mai bun teren. Acum, ideea jocului este că cel mai bun teren următor ar fi pe lângă Ricardo aici. Da? Pentru că el a avut cel mai bun, deci tot în zona asta se învârt terenurile bune. Și toată lumea s-o vrea terenurile astea două. Acum se dau biduri, adică cât de scump să fie. Eu dau, cât am dat? 2000, văd că e primul meu și mă lasă să vin aici. Acum nu se știe, pentru că e și 32 în dreapta mea și 52. E după noroc. E după noroc. Nu, acum e până în 30 iunie. Bun. Venim așa, am găsit. Punem și acum vedeți că avem și în dreapta. Și ne ducem, evident, unde e prețul mai scump, ca să vindem mai mult. Bun. 75-76 a crescut în stânga. Și hai să mai angajăm un domn care să ne vadă dacă mai avem pe undeva petrol. Oho, în dreapta avem mult și mai băgăm un căluț. Băgăm un căluț. În dreapta. De fapt, putem și cu ăsta să mă duc.
Wow, nici dacă voiam nu mă duceam chiar al ăsta și mă duc și eu cu ăsta așa, să zicem. Ok, și mai punem doi căluți pentru asta. Vinem în dreapta, nu mai vinem în dreapta, vinem în stânga. Mai trebuie un căluț? Oare? Hai, repede. Da, asta e, trebuie să vin de tot pentru că în iunie se duce. Oh, 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 e multe, la 30 s-a adus. Uite ce bine e în dreapta acum. Și am făcut profilul meu 4000, 4000 ceva, 4500, 4700, aproape, aproape 5000, 4895. Bun, și cam asta este ideea. Asta e o campanie. Stai să mă uit un pic. Era oare cu cel care iese cu cei mai mulți bani, nu mai știu sigur. Hai să facem poate niște upgrade-uri, acolo nu știu ce are. Size 2, timer 2. Hai să facem... Facem upgrade-ul ăsta. Ok, parcă la căluți voiam. Ăsta e cu căluți? Ăsta nu e cu căluți. Scannerul ăsta e bun. Ăsta e bun. Ok. Atunci păstrăm pentru scannerul ăsta. Și mergem mai departe. Deci, hai să luăm land action. Uite, a avut 39, eu am avut 45. Deci, ăsta din stânga mea mai mult. Nu mai știu cine a făcut sincer ce mai mult. Dar vedeți, în zona asta, uite ce bine s-a făcut. Bun, așa că eu vreau să merg chiar aici. Eu sunt ultimul, cred. Al treilea a fost. Ok. Pe prima hartă văd că nu se bate nimeni cu tine. Momentan, acum nu știu. După aia o să ceap să fie nasol. Bun. Așa. Bun, deci au găsit băieții mei. Hai să vedem dacă găsim aici bine. Mergem în dreapta dacă este. Și găsim și la tine aici. La fix, la fix. În stânga amândoi, hai. Și hai să mai, apăs F din greșeală. Hai să mai apăs să mai punem unul de ăsta cu scan. Așa. La tine la fel. Bă, incredibil cum le nimeresc. Problema e că dacă se umple pompa și stă prea mult, exact cum începuse ceasul ăla, bubuie. După aia costurile ca să o faci la loc e cam mult ce zic. În stânga, băieți. Puteam să fac pompa asta mai mare, sincer. Da, până o fac, cred că se duce. Sau... Nu mă ajută cu nimic, ok, 5341, nu trebuia să mai fac pe aia, asta este. De ce nu mă uit la profituri? Am tot din jocuri, normal, să tot apăs așa repede. Bun, ăsta e cu căluți, ăsta îmi plăcea și mie, herd size. Dar ai lasă, deci avem doar 18.000. Ok, atunci las, nu mai facem nimic. Îmi trebuie scannerul ăla, ăla e cel mai bun. Ia uitați cât a fost al meu, 52. Deci eu evident că o să vreau să mă duc aici. Ah, dar vine dânsa. Și vin eu cu mult mai mult, cu 4000 am plătit acest loc. Și nu mai vine nimeni. Următorul presie era 5000. Așa. Hai să începem. Frumos, doi de ăștia. Mamă, era un dolar aici. O, da, sunteți diferiți rău de tot. Nu știu de ce fix aici m-am găsit să... să pun. Ok, o să facem un bazin, cred că, pentru că nu-mi place deloc cum stăm cu prețurile. Până sus l-ai pus. Și dacă vedeți, cu timpul, ultima dată 30 iunie, ok, cu timpul pământul tot crește și noi tot putem să ne ducem în jos. Momentan nu ne ajută cu nimic pentru că nu avem destul timp. Că dacă nouă ni se termină mapa pe 30 iunie, nu avem destul timp. Bun, hai să mai... scanăm un pic, ultimul. Iar e bun, e bine acum. Toți pe aia de stânga. E final vault-ul, deci avea ce să face. Decât să schimbăm aici în dreapta. Și cam aia e. Am la fel de fiecare dată un profit de 4400. Deci, nu prea mult, 400 profit pentru că am dat și 4000 pe teren. Deci, foarte bine. Ok, ăsta ce voia? Visitors.
mare parte nu te ajută multe din astea. Dar sunt bune acolo. Da, am uitat că trebuie să iau land-ul. Hai să vedem următorul land pe care îl facem. 52, 50, 48. Cred că aici ar fi ceva bun. Aia se bat ca prăștii acolo. Foarte bine. Eu vin aici. Ah, evident că trebuie să vii și tu. Eu vreau aici, am zis. 4.000 dau iar. Dar nu cred că ești mai pe vreo fi dacă dau 4.000. Dar asta este. Iar fac 400 de dolari. Hai că vedem. Schimbăm tactica. Începem cu 3 de ăștia. Și hai să vedem. Poate facem treabă. Bagă repede cătluțe aici. Repede, repede. Nu. Ăsta așa. Bun, căluți aici. Ăsta aici. Opa, nu mai avem bani. Dă-i așa. Mai dă-i. Bun. Alo, alo, nu. Ok, avem noroc de prețuri. Asta e și altceva. La fel care trebuie să ai noroc cu prețurile. Că dacă stă în 0.30 în continuă, n-ai ce să faci, efectiv. E degeaba, nu? Aoleu, cu cât vând, cu cât vând. Nu mai. Cu cât vând, băieți. Oh my god, și trebuie să mai punem oameni de ăștia, pentru că chiar nu mai avem nimic. Deci, unul acolo. Spune că e pe aici. Mamă, ce-am găsit, bun. Deci am mai pus un căluț, nu știu. Că nici nu prea ne mai trebuie, bun și eu. Poate pe aici, așa. Mamă, la fix. Ok, prețul din dreapta a crescut destul. Nu prea mai avem. Tot a pus F, nu știu de ce. Trebuie să facem upgrade-ul ăsta. Se merită, oare? Vedem acum. Ia mult mai... Oh, cu cât vând. Da, am făcut ceva profit. 6.000 deja. Acolo am terminat și mai avem doar aici. Ce a fost, mai aveam noiembrie, decembrie și chiar nu mai avem nimic. Efectiv nimic. Da, e bun și scannerul. O să vedeți cum funcționează. Uite, ăsta nu puteai să-l vezi. Na, nicio treabă. 10.000 profit. Minus 4.000 că am dat pe teren. E bine. Deci avem 25.000 și putem să ne luăm... Nu. Scannerul. Ăsta-l vreau eu. Bun. Dig. Nu, stai, am uitat. Scuze. Major trips. Tips. N-am nevoie. Și acum mai sunt, mai sunt locurile astea din data, eu vreau pe ăsta. Acum de minimum bid is 2000. N-am bani. I forgot, bro. Și ziceam că e, că n-are sens efectiv să iau bani de la bancă. Nu m-am gândit, chiar nu m-am gândit. Toată lumea se vrea locurile alea, eu nu mai am bani de ele. Ata e tem. Hai să mergem aici. S-a putea în dreapta sus de tot. Nu pot să schimb, boss. Nu mai pot să schimb. Bun, și scannerul funcționează în felul următor. Văd că trebuie să-mi fac și upgrade. Asta este. Și aici ne alegem noi ce vrem să luăm. E un pământ super prost. Cam asta e problema. Un pământ foarte prost. Cred că... am intrat deja în cele mai mari datorii. Ok, numai aici am găsit. Asta e. Ce să faci, hai să faci. Uite acolo ceva. Pare ceva ca lumea. Ok. Au. Cum, omule? Cum? Sunt 100 de cai acolo. Ok. Erau o grămadă de cai și tot... Da. Cred că nu mai avem nimic aici, sincer. Pare rând ceva prin zonă. Oh, nu, mai e ceva. Toată lumea acolo. Stăm cam la fix cu... exact. Cu ăsta trebuie să avem un calmeru care să umple aici. Și un bazin lângă. Uite, așa ar fi cel mai bine. Că tot trage, tot pune... Oh, nu, e mult. E mult ce ziceți. Și cam asta a fost. În august deja nu mai avem nimic.
Chiar dacă avem ceva bani, nu pot să zic. Uite unul acolo, pe care o să-l găsească și el acum, să vezi. Și haideți, băi, ce se începe. Începe ca lume. Adică omul ăla stă degeaba, că nu găsește nimic. A plecat acasă? E, efectiv, a plecat acasă, ca să înțelegeți. Că nu a mai găsit nimic. În locul ăsta nu mai era nimic, de-aia a plecat acasă omul. Wow, sărac. Și-a dat demisia. Dar e bine, am făcut ceva profit. Da, acum toate prețurile se duc în jos, nu mai nici nu mai e ce să faci. Mai era doar asta. Da, pe care nu l-a văzut. Oh, și mi-am... nu, wow. Pentru... amendă pentru țevile alea înfundate. Și acum trebuie să-i plătești și lui ăsta banii. Nici nu mai am bani, omule. Nu, cred că i-am plătit banii, de fapt. Ok, i-am plătit. Tură, nu mai sunt două ture. A fost de 36, ca să înțelegeți. Eu vreau fix în colț aici, pentru că nu e nicio șansă să mai pice ceva bun pe acolo. Nu știu de ce încearcă ea 39. Pepsi, sponsor me. Așa, let's go back outside. Ok. Hai, ziua unu în care îi zic la Pepsi să mă sponsorizez. Așa o să fie de acum. Trebuie să dau upgrade neapărat la scannerul ăsta. O să pot să dau mult mai mulți bani și să fac o gaură mult mai mare. Oh, da. Nu, mă, omule, băi, ești culmea, mă, ești culmea. Cum? Ok. Mie chiar mai trebuie încă unul ăsta, pe bune. Mamă, câți cai îmi trebuie, what? Nu înțeleg ce se întâmplă. Uite cât e prețul în stânga! What? Uai, cât e dreapta? Ho, ce vând aici. Dar că iar îmi iau amenda aia, nu pot să cred așa ceva. Am luat mult pe asta. Bun, hai să începem iar cu scannerul. O, da. Și uite, mai avem și unul în drum. Ok, și tu mi-l arăți pe ăla, că sigur l-am păsat. Pot să pun de-asta aici? Nu mai pot să pun. Păi, cred că pot să-mi iau gândul. Nu mai vine cu 34, că mă ia sufletul. Da, mă, știu că ai găsit. Uite ce se chinuie omul ăla. Să zică, eu am găsit. 11.000. Bun, chiar bun anul ăsta. O să încep să merg și spre acolo. Ok, scade prețul în dreapta. E bine că e doar o pompă. Și facem bani, chiar facem. Și cred că asta a fost. Bun, 23.000. Am avut și noroc să prind de-astea mare, că n-am fost multe, dar mare, așa trebuie să fie. Mai aveam 3. Ok, 20.000 pe profit. Super! Cel mai bun profit de aici pe... cu mult. Sunt tare curios cum a fost. 28? What? Am avut 28? Ca să înțelegeți, nu contează chiar așa mult pământul, ratingul, dacă îți dă 1, adică 28 a fost puține, asta, la asta se referă, dar dacă e 1 care, nu știu cum să zic, 4 mici sau 1 mare, e mult mai bună la un mare, înțelegeți? Bun, așa că, unde vreau să mă duc? Hai să văd unde se duc ăștia. Ok, deci îmi rămâne mie locul ăsta, nu stau să mă bag cu nimeni. Bun. A apăs pe când, nu înțelegeam de ce nu merge mai repede. Prețurile mici. Wow, ce mult aveai și tu. Nu, îl bag acolo. Sau, ba, trebuie să vindem pentru că nu avem căluți deloc. Bun, și vedeți aici. Mai degrabă aici. E cam nasoală
mapa asta, sincer. Da, vine ca lumea. Iar apăs fu. Ăla caută pe acolo. Da, nu am upgrade-urile ca să fac așa ceva, deci o să plecăm cu altul de ăsta. Ok, de ăsta vorbești? Da. Nu mai, mamă, vă rog eu frumos, nicăieri nu mai vindeți, că e jale cu PS-urile astea. Ei, începeți. Nu. Mamă, e jale rău. De ce, câți cai vrei să spună? Spun 100 de cai, că mă iau nervi, bă, când văd așa că... Bă, o secundă și... La o secundă pierdem meciul, la o secundă efectiv explodează așa pompa aia, că n-ai mai văzut așa ceva. Și așa, acum ce fac? Ce tare! Ba bune, bro! Trebuia să mă mai cer cu aia puțin pentru pământ. Absolut degeaba. Oh, ce aia, boss? Ok. Te rog, lasă-mă și dă upgrade la asta. Mamă, ce vine. Am uitat să dau upgrade la asta. Nu mai vine. Mamă, nu am unde să vând. Ce se întâmplă cu jocul ăsta 020? Unde o să vând eu atâta? Așa. Mamă, vindeți tot, băiți, vindeți tot, pe bune zi. Bă, bun. 11.268 și presupun că ăsta a fost ultimul run din această. If you see a diamond, you need a mole to get it above ground. Aha. Deci îmi trebuie o cărțiță ca să-l ia. Ok, am înțeles. Și acum am presupun că o să începem cu următorul pământ, dar asta poate în episodul următor, dacă vă place acest joc. Și mi-arătați acolo like-uri și susținere. Păi, cam mă duc cu acest episod și noi ne vom revedea data viitoare. Like, subscribe și pa, pa!